Da. Bine, fată, hai tipu, hai că zic acum. Serghei, fete, mi-a zis Alina, dacă nu mergem duminică să jucăm un activity pe la ei. Alina? Da. Te-o sunat să jucăm activity? Da, activity. Ia cu tine. De ce are? Nu-i că vreau să mă înțelegi greșit sau ceva, dar știi că tu devii foarte competitivă, știi că am transform și na. Ți-amintești ultima oară cum a fost, nu? Hai mă, pe buni, că așa să mimează, așa, ăsta e crocodil, pe buni. Ăsta nu e crocodil, e maxim rață. Dacă vrei să faci un crocodil, deschide dracu gura, deschide-o mai mare, dar nu impionezi bătut, înțelegi? Ăsta e crocodil! Maxim rață confiată și Loredana care are botox, are botul mai mare. Pe buni! Și tu ce dracu ai desenat, domnișoara pictoriță, că văd că sunteți pictoriți, dar nu vă pricepeți la așa ceva. Așa-ți desenează o hidrocentrală. Acum zic, asta e hidrocentrală. Desenează cum curge apa în bazinul de acumulare. Ăla e bazin de acumulare? Vă că ai bazin de acumulare. Nu știu cum nu știi să-l desenezi. Mai bine îți desenai curucă. Sigur, Ghicea. Și tu? Tu cum explici? Ai explicații? Palatul Culturii. Nie. Școală de lectură pentru bombardier. Palatul Culturii. Mari chestii. Hai mă, că nu a fost așa de rău. Bă, Mihaela a plâns la final. Sensibile de dracu. Bine, hai, na. Bun, hai să jucăm atunci altceva, nu știu. Remi. Vrei să jucăm Remi? Hai mă, ce prostie de joc ăsta, pe bun. Știi de ce am pierdut eu? Pentru că tabla era strâmbă și tu ai văzut. Te-ai golbat la mine și ai văzut ce am făcut. Eu nu mai joc, sincer, nu este amuzant. Eu nu mă amuz. Mai bine joc tabla mulțirii, că mi-ai amuzat. Uite. Bine, atunci putem să jucăm, nu știu, altceva. Zenga. Da. Opa, am câștigat, am fost cu treburi. Nu cred că ne-am distrat chiar toți. Cărți? Și am terminat. Nu, n-ai zis, nu e corect, ia 5 cărți. N-ai zis Macau, nu mă interesează. Deci jocul ăsta e, deci, nu e corect, am zis că nu e corect. Da, nu știu ce să zic. Atunci hai să jucăm Monopoly. Monopoly e un joc atât de prietenos. Monopoly prietenos. Aha. Ultima oară te-ai transformat într-un cămătar și ai început să ameninți pe toți cu cuțitul. Băiatul! Ai grijă că dacă vrei să treci la mine prin cartier, îți trebuie taxă de protecție. Altfel, îți iau bere gata și o evacuez pe măta din clădiri. Înțeles? A, mă, iubit, dacă e un joc, ne distram cu toții, nu? Au, era să mă tai. Mă tai pe interes dacă treci la mine prin cartier. Hai, da, nu știu, frate, ce m-a apucat mine atunci, cred că aveam eu, am mâncat găini zăpăcici ceva, că mi s-a urcat la cap. Atunci, și a doua zi, și a treia zi, și de fiecare dată când am jucat ceva. Da, deci cred că o să lăsăm un pic mai moale cu jocul ăsta, măcar o perioadă, măcar până îmbătrânim. Dar după toate lucrurile astea și toate reacțiile astea, eu te întreb pe tine, mă mai iubești? Dar nu-i mă că nu te iubesc, e pur și simplu că ești prea competitivă și nu prea am cum să mă înțeleg cu tine și nu-i complicat. Nu mă, jocul mă mai iubești, joc de cuplu. A, mă mai iubești, dă cu banul. Da, asta este un joc de cuplu, nu-ți pierzi prietenii, nu există competiții și la sfârșit ambii suntem câștigați. Nu mi se pare corect, nu mi-ai răspuns la întrebare sincer. Nu mi-ai zis care sunt defectele mele, clar. Te întorci 3 puncte înapoi. Dar nu pot să mă întorc 3 puncte înapoi, femeie, că nu există regula asta. Nu mă interesează, fac eu o regulă. Acum te întorci 3 puncte înapoi, uite așa. 1, 2, 3. Iar începe. Gata. Câștig.